O victorie cu 4-1 ar putea fi considerată de cele mai multe ori floare la ureche. Sunt și excepții, iar sâmbătă, în meciul dintre CSM Dunărea și ASE Prundu, succesul gazdelor a fost unul dificil. Chiar dacă oaspeții nu au echipa de acum 2 sau 3 sezoane, ambiția a rămas, mai ales atunci când evoluezi împotriva echipei de pe primul loc. CSM Dunărea și-a dorit să înscrie rapid pentru a tăia elanul adversarilor. Dan Balauru a vrut să dea gol de la centrul terenului imediat după fluierul de start. În minutul 7, același jucător șutează de la marginea careului, însă mingea s-a dus puțin pe lângă. Balauru îi predă ștafeta colegului din avamposturi, Fluierică, însă nici golgheterul campionatului nu are mai mult succes. Șuturile acestuia din minutele 13 și 31 nu-l înving pe Năvârgeac. Portarul rămâne la post și în minutul 33, atunci când reușește să respingă cu piciorul șutul lui Balauru, dar apărarea nu-l ajută, iar Grigore deschide scorul. Minutul 40 aduce poate cel mai frumos gol al sezonului. Iulian Căruțașu de la oaspeți îl învinge pe Fulger cu un șut din apropierea centrului terenului. Golul i-a surprins nu numai pe portar și pe marcator, ci și pe cameraman, care n-a fost pe fază. M-am uitat stânga-dreapta, niciun jucător de-al meu, am să încerc poarta. Sincer, și am văzut afară, dar asta a fost să fie. Mi-am văzut că alergi foarte mult, dar e și omul execuțiilor. Azi mai dat goluri de genul ăsta? De la distanță aia nu. Sunt atacant de careu, mijlocaș dreapta, e prima oară care juc aici, nu mă așteptam. Certați la pauză și cu două piese noi în angrenaj, Dron și Blaga, albalbaștri încep să preseze poarta lui Năvârgeac, însă cel poreclit marocanul e în zi de grație. Respinge loviturile de cap ale lui Chiripuci, dar și șutul din lovitură liberă al lui Toader. Din păcate pentru oaspeți, portarul se accidentează și trebuie schimbat. De fapt, în primele 10 minute ale reprizei secunde, ASE Prundu a pierdut 2 jucători. Alături de portar, ieșind forțat și fundașul Ionuț Bițibea. Efectele se văd imediat. Adrian Criste aduce pe CSM Dunărea în avantaj după ce transformă cu siguranță un penalti. Veteranul Negiba este aproape de egalare, însă reia pe lângă poartă. Finalul aparține CSM-ului. În minutul 77, Fluierică lovește bara, mingea revine în teren și este trimisă în plasă de Blaga, care însă era în offside. Mijlocașul face totuși 3-1 în minutul 81 cu un șut puternic din interiorul careului. Scorul final este stabilit de Fluierică în minutul 88, atacantul reușind cel de-al 43-lea gol din acest sezon. Ne-am chinuit puțin în meciul de astăzi, dar până la urmă cele 3 puncte puse în joc sunt cele mai importante. Vă mai puteți împiedica până la final? Nu știu, noi sperăm să nu ne mai împiedicăm până la final, însă urmează meciuri dificile și pentru noi. Terenurile sunt cum să-mi vedeți și dumneavoastră. Sincer, ne-am obișnuit puțin pe asta, 2 unde terenul este biliard și acum ne e puțin mai greu. Eu zic că a fost foarte bine prima repriză, nu ne-a dominat, a fost meciul frumos, asta e, accidentare în prima repriză, au fost mai buni, asta a fost scor. În urma acestui rezultat, CSM Dunărea Giurgiu se menține pe primul loc în clasamentul Seriei Sud cu 54 de puncte, în timp ce ASE Prundu rămâne pe 7 cu 25 de puncte.